Președintele Claus Iohannis l-a nominalizat ieri pe deputatul PSD Gabriel Vlase pentru funcția de director al SIE. Votul final în acest caz va fi dat de cele două camere ale Parlamentului României. Mișcarea președintelui este una surprinzătoare în condițiile în care vicepreședintele partidului Gabriel Zeta, de la Maramureș a afirmat citat de realitatea.net că nu au existat discuții oficiale în partid legate de această nominalizare. Liderul PSD Liviu Dragnea nu a avut nicio reacție după nominalizarea lui Gabriel Vlase. Vlase este vicepreședinte al Camerei Deputaților, membru al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională și membru al Comisiei Speciale Comune a Parlamentului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidențe în domeniul securității naționale. Cel nominalizat pentru șefia SIE este și absolvent al Colegiului Național de Apărare și doctor în științe militare și informații la Academia Națională de Informații. Deputatul Gabriel Vlase este la cel de-al patrulea mandat de parlamentare, este din Bacău și presa a scris despre el că ar fi un apropiat al foste eminențe cenușii a PSD Viorel Rebenciuc. Tot presa a scris că Vlase ar fi un apropiat al fostului premier Mihai Tudose, dar deputatul PSD a obținut totuși la recentul congres al PSD organizat de Liviu Dragnea funcția de vicepreședinte regional funcția de director al serviciului de informații externe a devenit vacantă din septembrie 2016 după demisia lui Mihai Răzvan Ungureanu